Și mai departe, wireframe-ul într-un program de grafică, eu nu folosesc Photoshop, eu folosesc SARAP, pentru că e un cel mai simplu program de grafică vectorială. Și mai departe, se văd reacțiile. Întâi zice că e mișto, că îi place, hai să vedem ce iese mai departe, iar într-un final și aduce aminte că vrea cu un pixel mai spre stânga logo-ul. Sunt unii clienți care ajung la mine după ce au contractat o agenție de creație. În general, agenții gen Ileo sau mai știu eu ce, care țin de grupurile mari de publicitate. Și zice, vreau să modific și nu știu ce chestie de acolo, că la aia mă costă extrem de mult. Și când spune că costă extrem de mult, sunt unii care își obsepe de câteva mii de euro pentru un template prost. Ideea e în felul următor. Majoritatea celor care lucrează în agenții de pe lângă grupurile mari, când se apucă de construit un template de WordPress, pornesc de la tema default. Nu știu dacă v-ați uitat sau cât de des vă uitați pe codurile din template-uri. Tema default are un cod scris mai mult cu picioarele, că nu înțelegi mare lucru dacă nu cunoști cât de cât codul. Ei, eu lucrez pe principiu, după ce am făcut un template, scriu codul cât mai simplu, inclusiv CSS-ul, structurat, pe fiecare div în parte îi spun la ce folosește și ce poate să modifice. Pentru că mi-e pur și simplu vene ca ulterior să-i modific eu. Îmi ia prea mult timp, pot deja să lucrez pe alt proiect și mi-e mai comod să-i spun lui, uite, modifici aici dacă te interesează ceva. Sau ai niște noțiuni de bază de PHP, știi ce ai putea să modifici pe aici, pe acolo, modifică-ți singur. Nu mă mai bate pe mine la cap. Iar pentru asta trebuie să-i dai un cod scris coerent și ușor de înțeles, ușor de citit. Cam asta e principiul de bază. E același ca și în design și ca în majoritatea lucrurilor făcute cu cap. Cât mai simplu cu putință. Cum ziceam, asta înseamnă mai puțină muncă. De regulă eu pornesc de la un template pe care mi l-am construit de la zero, inclusiv codul. Și de aici, mai departe, dezvolt pentru fiecare în parte ce anume dorește să facă. Ceea ce înseamnă mai puțin timp de muncă pentru viitorii clienți, pentru că am ceva de la care pornesc întotdeauna. Și acum ajungem la partea cu pluginurile și cu custom fields, că tot vorbea Dan de ele. Din punctul meu de vedere, cu cât mai puține pluginuri, cu atât mai bine. În primul rând, pentru că pluginurile produc un server load mai mare, mai multe query-uri și durează inclusiv site-ul până se încarcă dezvinarul, depinde de la caz la caz. Spre exemplu, pitico.ro. Serverul lui este greoi. Nu știu unde și-l ține, e server propriu. Acasă. Exact, acasă. E un server foarte greoi. Pentru o bucată de cod un PHP pus în sidebar, la el durează în jur de 15 secunde până se încarcă ultimul tweet. Pe serverul pe care am eu blogul, durează, mă rog, nu durează, se încarcă totodată. Și același cod. Singura diferență este numele de utilizator de Twitter. Asta e tot. Ca idee, din punctul meu de vedere, cum spuneam, let's code more usability. Exemplu cel mai simplu, am luat un plugin la întâmplare de care mi-am adus aminte. Căutam acum vreo un an de zile un plugin care să-mi scurteze excerptul, pentru că era extrem de lung pentru ce îmi trebuia mie, pentru un proiect Excel unde omul voia fix 3 rânduri de cod, iar de text pe prima pagină, iar mie îmi scotea vreo 7. Ei, ăsta e codul care scurtează direct din functions.php excerptul. 20 reprezintă acolo numărul de cuvinte care apar pe prima pagină. Cum arată un plugin? Cam așa. Aici am ajuns la linia 70 și cum se vede în partea din dreapta, scrollul e pe undeva pe la jumătatea fișierului. Și nu e singurul plugin de genul ăsta. Iar funcția precedentă, respectiv asta, se găsește foarte simplu. E un filtru, e vizibil pe WordPress în codex. Așa, dacă vă mai amintiți slide-ul numărul 9, am mâncat eu ceva de acolo, în cuvânt. Asta e ideea cu scurt. În function.php poți foarte lejer să mai adaugi oricând orice alte opțiuni, orice alte funcții, fără să stai la discuții
fără să te apuci să cauți prin folderul plugins, sunt un plugin, spre exemplu, de slideshow pe prima pagină, în loc să cauți prin 6 fișiere PHP, bucățica care te interesează pe tine, te duci în function.php, cauți și ai modificat, ai salvat și ai rezolvat problema. Și bineînțeles să editezi unde nu-ți convine. Ideea, pe scurt, și aici închei prezentarea, este că WordPress-ul este atât de simplu încât ar putea să-l învețe oricine.